mi-a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regret enorm că n-am învățat să vorbesc maghiar așa cum. Adică acum regret. Am doi instrumentiști la mine în trupă care sunt maghiari și tare vreau să știu ce vorbesc că ea. La repetiție. Amenio, sanio, amenio, amenio. Mă, ce zice acolo? În noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc, și spun durerea mea. Cine ți-ar plăcea? S-a invitat la spectacolele tale pe cineva la care nu ai îndrăznit până acum să apelezi. Păi bine, te-am uitat deja, deci nu pare. Ai spus da, nu? Da. Din România? De unde, oriunde? Pablo Alboran. Să intre Pablo! Da? Caia și gura lui, hai da, să cântăm o melodie. Și îl pun să, la tradițional, îl chem. Ia cântăm o populară, dacă poți. Ține-o pe două, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Ține-o pe mie, ține-o pe le, ține-o într-o petrecere. Ține-o pe două, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea. Apăs pe buton și le spun tot ce vreau eu colegilor mei. Stai. Mai simt. Și? Dar fii atent, există riscul să apeși și cumva bateria de la intercom să nu meargă. Sau ceva. Eu am pățit-o și am zis: cine-i șefa voastră? Și s-a auzit pe toată piața acolo. Niciodată să nu spui, niciodată, vezi, ai grijă ce-ți dorești. La un concert în aer liber, nu te aștepți. De obicei, oamenii care sunt din echipa noastră, care au și grijă de mine, nu tragă cineva de tine. Că da, fiind fată, e un pic mai complicat. Când corect, vine ceva, bravo, la poze, da, e... La fată, da. Da. La un moment dat îmi face cineva așa: hei. Și eu mă uit, era unul cu 200 de lei în mână. Cântă și mă populară, te rog. Nici o repetiție, mă tot gândeam, zic, oare, ce vreau omul ăsta să cântăm? Dar tu ești pregătit, mă, așa oameni. Nu, e playback, nu te-ai prins? La mine sau la tine? Nu, la mine. Eu sunt genul de om care dacă îmi vine să spun o înjurătură, o spun. Tu ai bipuri aici ca să știu cum să... Da, am de toate. Mincinosule, nu știu.